găsit, doamnelor și domnilor! Sunteți pe NBC și urmăriți talk show-ul Interes Direct. Autoritățile de la Chișinău au organizat astăzi dezbateri publice referitoare la semnarea acordului de asociere. Oficialii moldoveni, dar și cei europeni, au vorbit despre cele mai importante beneficii pe care le va oferi acest document și despre impactul asupra producătorilor autohtoni, problemele care ar putea apărea în sectorul agricol după semnarea acordului de asociere cu UE a fost una din temele importante abordate în cadrul ședinței publice. Potrivit autorităților, soluția ar fi asocierea producătorilor, care ar facilita procesul de conformare a activității acestora la cerințele pieții Uniunii Europene. În cadrul acestor dezbateri, reprezentanții delegației Uniunii Europene au dat asigurări că prin semnarea acestor acorduri, Uniunea Europeană nu atentează la suveranitatea și neutralitatea Republicii Moldova. Totodată, aceștia au asigurat că toți producătorii agricoli și întreprinderile industriale vor putea profita de toate avantajele comerciale pe care le oferă Uniunea Europeană în urma semnării acordului de liber schimb. Prin acordul de asociere și în special prin DCFTA vom contribui la o dezvoltare economică dinamică. Vom crea mai multe oportunități pentru businessul din Republica Moldova, în special pentru IMM-uri care pot profita de posibilități de comerț pe piața europeană, ce are peste 500 de milioane de consumatori. Veți beneficia și de asistența pentru guvern, dar și pentru sectorul privat. Producătorii autohtoni prezenți la ședința publică au avut ocazia să-și expună temerile și totodată să afle soluții și explicații din partea autorităților. Aceștia spun că sunt îngrijorați de liberalizarea importului și își pun întrebarea dacă vor reuși să facă față standardelor pe care le impune piața Uniunii Europene. Într-adevăr, este temerea aceasta că vor veni produse mai calitative și mai ieftine pe piața din alt piață. Noi, la fructe și legume, avem un anumit perioadă de trecere când trebuie să ne ajustăm și în perioada asta, imediat după semnare, nu va avea loc o așa abundență de produse. Și pentru că aceasta este o activitate care trebuie să ne facă să fim mai vigilenți, mai productivi, mai eficienți. Businessul este permanent legat cu riscuri. Și sunt întreprinderi care vor reuși și inevitabil vor fi întreprinderi care nu vor reuși. Vor fi probleme mai dure din punct de vedere a cerințelor față de competitivitatea produselor noastre care le vom propune pe această piață. De atâta, soluția generală la această problemă și răspuns la toate avertizările pe care le fac unele persoane că noi ne vom pierde și nu știu ce, cum ar fi noi, de altfel și pe piețele tradiționale noi întâlnim piedici numai puțin grave și pe piețele tradiționale au acces liber producătorii din piața Uniunii Europene, așa că noi vom fi nevoiți să concurăm și acolo. Autoritățile vin cu o propunere către toți producătorii moldoveni de a se asocia în grupuri. Aceștia susțin că doar prin formarea cooperativelor agricole, producătorii vor putea răspunde tuturor cerințelor pieței Uniunii Europene. Fără asociere, fără a se uni în grupuri de producători, va fi imposibil ca să mărim substanțial volumele de mărfă care vin în piața Uniunii Europene. Va trebui să ne unim pentru a colecta acele volume care sunt cerute acolo și va trebui să ne unim în primul rând pentru a asigura acele standarde de calitate care sunt cerute acolo. Unul singur va fi imposibil să respecte toate aceste norme. Un obstacol care intervine în formarea asociațiilor de producători este lipsa de încredere reciprocă. Autoritățile mai susțin că o cauză ar fi colhozurile din perioada sovietică care au lăsat un gust amar în memoria oamenilor. Există niște rădăcini mai profunde, sindromul colhozurilor care a mai rămas la generațiile în vârstă, însă mai există și niște tradiții naționale cu ambiții, că în fiecare vrea să creadă că el singur este mai puternic, să se prezinte. Precizăm că producătorii încadrați într-un grup agricol au parte de multe avantaje, precum posibilități de negociere cu partenerii externi, achiziționarea împrumuturilor la prețuri mai mici, fonduri mai consistente din partea statului și, totodată, o stabilitate sigură pe piața de desfacere. Adriana Făureanu, Stella Vdovei, Ruslan Ismailov, NBC.
Ce beneficii economice va obține țara noastră după implementarea acestui acord? Ce impact va avea asupra producătorului autohton? Cu ce provocări s-ar putea confrunta? Dar și cum vor fi depășite? Vom încerca să aflăm împreună cu invitații de astăzi, care sunt Tudor Robu, șeful Direcției Relații Internaționale din cadrul Ministerului Agriculturii. Bună seara! Petru Iliev, președintele Asociației Producătorilor de Cartofi și Legume. Bun găsit! Bună seara! Și alături de mine este expertul economic, Virgil Chibrica. Bun găsit! Ce va obține, o întrebare de ordin general, ce va obține Republica Moldova după aderarea la zona de liber schimb, pe lângă piața cu peste 500 de milioane de consumatori? De fapt, dacă îmi permiteți să răspund la această întrebare, acesta este primul și cel mai important avantaj. Va obține un acces pe o piață enormă și cu resurse financiare foarte multe. În al doilea rând, va beneficia de resurse financiare din partea Uniunii Europene pentru a se dezvolta pe interior, inclusiv în agricultură. În al treilea rând, ne vom alinia la niște standarde și cerințe care sunt recunoscute pe plan internațional și global, ca fiind unele extrem de bune și care nu aduc anumite daune consumatorului de rând și producătorului. Vom obține, după părerea mea, ce cel mai important este că vom obține o competiție, o piață liberă, o competiție liberă, în care ne vom putea etala și vom putea concura și vom putea totodată demonstra capacitatea noastră de a produce bunuri calitative și de a promova acele bunuri atât în Moldova cât și peste hotarele. Acestea, în mare parte, sunt aspirații, mai bine zis, ale noastre, dar în termen real, cum le-am putea implementa? Dacă vorbim pe perioade scurte și pe perioade lungi. Accesibilitatea pe piața Uniunii Europene a produselor noastre agricole și non-agricole se face deodată cu intrarea în vigoare a acordului, deci Uniunea Europeană a deschis practic la 95% regimul vamal pentru produsele noastre. Ce ține de competitivitate, eu cred că acțiunile de întărire, ameliorarea competitivității vor dura de la 3 până la 7 ani de zile, cu o contribuție substanțială a statului și cu o contribuție substanțială a partenerilor noștri externi. Dar, bineînțeles, principalul actor pe acest subiect este producătorul, agentul economic, care la rândul său trebuie să-și elaboreze o strategie pe termen mediu și lung și să investească conform priorităților sale și a ceea ce vrea el să facă mai departe. Da, domnul, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră cât de pregătiți sunt producătorii agricoli să acceseze această piață? Depinde. La etapa actuală. Depinde și de capacitatea producătorilor, adică care au muncit până acum, care s-au pregătit, care au investit, care au mers la diferite riscuri. În primul rând, agricultura este un business, dar este și un risc. Lucrăm sub cerul liber și de aceea sunt și riscurile mari. Dar vreau să spun că avem destui de mulți producători, aș spune fără să mă tem de chestia asta, care sunt practic pregătiți și pot face concurență multor produse. Avem produse chiar și mai calitative ca în Uniunea Europeană și spun cert în direcția aceasta. Pur și simplu, poate noi nu avem lanțul ăsta ca să-l putem menține permanent livrarea acestor producte pe un termen mai lung, mai organizat, mai în cantitățile cerute. Dar aici trebuie asociere producătorilor, trebuie acces la noi proiecte care sperăm că odată cu semnarea acordului vor avea în primul rând producători care vor fi isteți, îndrăzneți, ageri, maiuți la minte și la picior, vor avea de câștigat proiecte, piață, tehnologii, schimb de experiențe și multe, multe altele. Da, sunt și unele temeri, sunt și unele costuri, dar, mă rog, vreți să plecați la o nuntă, deci în afară de costul care trebuie să plătiți acolo, spuneți banii pe masă la tinerei, trebuie să mai aveți un costum bun, trebuie să mai aveți, că mai apar și alte costuri și aici tot apar, deci tehnologiile trebuie să fie
la standardele europene, ambalajul trebuie să fie european, calitatea producției trebuie să fie europeană. Să nu vorbim astăzi numai de producători, care trebuie să avem grijă de el, dar să vorbim și de noi și ceilalți care suntem producători și în același timp și consumatori. Vrem să producem, să ne se ia producția noastră, dar vrem să consumăm ceva bun. Deci atunci trebuie să ne gândim și să facem ceva bun. Dar o să avem nevoie de asocieri, numai decât o să avem nevoie, fiindcă astfel va fi greu atât în vest cât și în est. Fără asociere, fără calitate, fără ambalaj, fără termen strict de livrare, o să fie complicat. Domnul Chivriga, este asocierea unica soluție pentru producătorii agricoli? Eu cred că este una din condițiile care trebuie să fie întrunite de producători, de exportatori. Și aici eu aș da prioritate altor probleme care derivă anume din acordul de asociere. Aici, în principiu, trebuie să înțelegem că pe lângă o deschidere totală, adică aproape totală, a pieței europene, acordul presupune niște responsabilități. Și aceste responsabilități, ele, de exemplu, înseamnă pentru mine, pentru cei care cunosc puțin prevederile acordului, o foaie de parcurs pentru Republica Moldova. O foaie de parcurs care permite țării să avanseze, să se modernizeze și să ajungă la o distanță cu mult mai apropiată de Uniunea Europeană decât se află acum în prezent. Și, de fapt, toate măsurile de reformă sunt destul de ambițioase. Ele, practic, acoperă toate domeniile. Și cel economic, cel social, cel politic. Și chiar azi, eu înțeleg foarte bine euforia la moldoveni. Se semnează un acord, e o dată istorică, dar, de fapt, tot greul urmează. Și prin aceea, cum vom realiza, cum vom implementa acordul de asociere, inclusiv și acordul de liber schimb, depinde unde ne vom afla peste câțiva ani. Care credeți că sunt primele riscuri cu care se vor confrunta producătorii agricoli? Noi primele riscuri deja le-am depășit. În principiu au existat unele fisuri în perioada când se negocia acordul de asociere. A existat o comunicare nu prea bună cu populația. Da. Și aici de fapt apar unele lucruri bune, chiar în ajuns de semnare. În primul rând, toate miturile, toate falsurile care au existat, ele sunt combătute și sunt combătute într-un mod foarte profesional. Doi, nu prea s-a discutat. Referitor la discuții, de ce dezbaterele au apărut acum în ajunul semnării sau chiar în ziua semnării? Eu aș reveni la riscuri și după care vă spun ceva despre comunicare. Eu consider că sunt trei tipuri de riscuri la implementarea acestui acord pentru noi. Astea sunt riscuri tarifare, ce sunt legate de mecanismele de tarife vamale și instrumente de protecție care încă mai sunt stabilite în cadrul celor două părți. Sunt riscuri netarifare, ce ține de calitatea și siguranța alimentelor. Și sunt riscuri de competitivitate. Uitați, eu consider că primul risc după intrarea în vigoare a acordului vine anume la riscuri de netarifare și anume ce ține de cerințele de calitate și de siguranță. Noi trebuie să fim conștienți că actualmente Republica Moldova nu are acces pe piața europeană pentru produsele de origine animală, excepție miere de albini. Respectiv, trebuie să ne mișcăm în acest sens înainte ca să ne conformăm cerințelor și standardelor de siguranță, pentru că anume aici nu stăm foarte bine. De ce nu stăm foarte bine deja de mulți ani la acest capitol? De ce nu se mișcă din loc această problemă? Pentru că se discută de mult deja produsele animaliere. Se discută de mult, dar totuși a fost un investiții insuficiente în sistemul instituțional de control și verificare. Un timp, o bucată mare de timp, laboratoarele noastre nu erau gata să verifice la condițiile și standardele europene calitatea și siguranța produselor moldovenești. Doi, sunt necesare investiții enorme
făcute de către ce trebuie făcute de către agentul economic, producătorul agricol, pentru a se racorda acestor cerințe. Acestea practic sunt cauzele, dar mai trebuie să ținem cont și de faptul că verificarea din partea Uniunii Europene a standardelor, a respectării standardelor durează câțiva ani. Spre exemplu, pentru ouă, aceasta poate dura de la 5 la 7 ani. Iată cum derulează lucrurile. Însă, un al doilea risc de care spuneam este riscul de competiție. Că nu vom putea ține sau face față competiției. Și aici putem salva situația doar cum ziceau și antevorbitorii mei și deci prin investiții și prin asocierea producătorilor, prin crearea unui lanț valoric de producere și de comercializare transparent și reguli legale și accesul producătorilor la piață. Ce ține de comunicare acum, vreau să vă zic că când se negocia, când aveau loc negocierile pe tarife la producție agroalimentare, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare făcea la fiecare, practic la fiecare rundă, consultări cu principalele asociații de producători în agricultură ca să definească poziția generală ce ține de tarifele și mecanismele de protecție a produselor de import a produselor europene. Deja înainte de semnare și după semnare și înainte de intrarea în vigoare acordului urmează niște discuții mult mai generale de aspect politic, economic și așa mai departe. Domnul Iliev, trebuie să vă întreb și pe dumneavoastră dacă ați participat în careva dintre aceste discuții. Nu. Recent, în zilele apropiate, nu, dar am participat mai la multe discuții, inclusiv cu, chiar la vreo două discuții cu participare și comisarului european Dăcean Cioloș, deci au fost cu un lux de amănunte, distruse toate și explicate toate miturile acestea de temeri. Eu chiar vreau să spun un singur lucru. De pildă, mulți sunt supăreți de cote. Uite că Moldova va avea cote și atunci ce facem noi? Și chiar aș vrea să fac, ca să lămuresc mai departe ce înseamnă cote. Deci aceste cote care ar însemna cam în felul următor. Și aș vă spun de ce. Noi suntem în cadrul campionatul mondial de fotbal și uite, Moldova va trebui să joace cu Brazilia, dar ea are cote, să nu bată mai mult de 3 goluri Braziliei. Păi da, Doamne, să jucăm măcar la egalitate sau măcar... Deci, referitor la cote, de pildă, noi avem cote, trebuie să exportăm 20.000 de tone de miere. Noi nu le exportăm astăzi în Uniunea Europeană, dar dacă o să ajungem și o să le exportăm, am îndeplinit cota de 20.000, în orice caz așa explic comisarul european, am îndeplinit cota de 20.000 sau de 10.000 de tone de roșii, deci să prindem flăguleț roșu, care nici de cum nu înseamnă stop exportului producției moldovenești în Uniunea Europeană. Înseamnă că după 10.000 de tone, deci demonstrați că ceilalte producții care vin în plus este producție autohtonă și produsă în Republica Moldova. Și vă spun, chiar am făcut și o glumă pe seama asta, adică până la îndeplinirea cotelor nu mai trebuie să demonstrăm producție, putem să facem și reexport. Dar dacă am îndeplinit cotele, deci cotele sunt destul de mari și Doamne să le îndeplinim noi. Și la tocmai vinuri, apare și întrebarea dacă vom ajunge să îndeplinim aceste cote. Sperăm să ajungem. Fiindcă... Depinde de... Știți cum câteodată autoritățile sară în fața agenților economici. Spre exemplu, la vin am reușit să creștem cu ceva ani în urmă cotele la export, după care am reușit să liberalizăm definitiv acest produs, dar deja depinde de efortul vinificatorului în special și promovării producției sale ca să poată să-și... Exact, dar revenind totuși la producția autohtonă și la piața internă, pentru că piața se deschide nu doar pentru noi, dar și pentru concurenții din UE, cum vom face față concurenței, competitivității și vor rămâne în zona de confort producătorii noștri? Dacă se poate, eu spun două cuvinte, mă scuzați, vă rog. Deci eu cred că datorită calității producției moldovenești care este la noi, noi am putea face față și ar trebui să facem față, numai trebuie să mai avem și puțin patriotism. Povestea odată un caz, cineva în Marea Britanie mirosea într-un supermarket niște roșii și îl întreabă un manager, ce faceți? Vreau să aflu un miros de roșii.
Și ala treabă, dar ce, roșiile au miros? Au și miros, au și gust, au și roșiile, fructele noastre și legumele au calități extraordinar de bune. Deci trebuie să mai fim și... Da, dar deja suntem invadați de produse străine, chiar și de legume și roșii și castraveți din Turcia, din Olanda. Eu, spre exemplu, în magazinele comerciale, cred că văd mai mult produse de import decât produsele noastre autohtone. Și vreau să vă zic că deja la preț... Cred că cele de import nu sunt cu mult mai scumpe, poate, în unele cazuri. Asta aveți perfect dreptate. Dar, în primul rând, până a intrat pe piața europeană, trebuie să recucerim piața internă. Și aici da, despre recucerire, trebuie să vă întrerup, despre recucerire vorbim după o scurtă pauză publicitară. Am revenit, doamnelor și domnilor, urmăriți talk show Interes Direct. Vorbeam despre concurența producătorilor autohtoni cu cei europeni și am adus și un exemplu că deja în multe magazine comerciale sunt deja produse și produse agricole importate. Ce facem după liberalizare? Aici e o situație care poate fi atestată și acum, dar ea a existat tot timpul. Republica Moldova importă produse agricole, agroalimentare și în cantități destul de mari. Și culmea, deci dacă analizăm structura importurilor, cea mai mare pondere o au unele legume care sunt cultivate cu mare succes și aici în Republica Moldova. Roșiile, pe primul loc sunt cartofii, castraveții, verdețuri și multe altele. Aici există și o explicație. Într-o perioadă, de exemplu, cum este perioada primăvară, toamna târziu, noi nu avem producție locală. În a doilea rând, dacă trecem la alte categorii de produse agricole, cum sunt produsele animaliere, și aici s-a discutat puțin anume de sectorul animalier, aici, într-adevăr, noi avem probleme foarte mari. Noi nu putem acoperi cererea internă de produse. Și explicația în aceea că s-a distrus sectorul animalier, s-a distrus și nu s-a făcut prea mult pentru a vindeca, deci, ceea ce am avut noi, ce avem acum în Republica Moldova. Privitor la exporturi, Republica Moldova până acum nu e inclusă în lista țărilor terțe care au dreptul la export în Uniunea Europeană cu produse animaliere, în condițiile când există un contingent tarifar la, sau au existat, care erau oferite prin intermediul preferințelor comerciale autonome. Dar trebuie revenind să trecem... la produsele pe care Republica Moldova le poate cultiva, ce le importăm atunci? Ele sunt multe și aici sunt câteva explicații. În primul rând, fiecare produs care nimerește într-un spațiu comercial înseamnă că el are un consumator, are un cumpărător. În foarte multe cazuri, lanțurile de magazine mai mari dau preferință acelor producători sau a agenților economici care distribuie aceste produse din cauza stabilității, anume de care dau dovadă atunci când vin cu loturile de produse. Doi, calitatea. Și trei, sunt unele rigori de care trebuie să țină cont. În foarte multe cazuri, agricultorii, într-adevăr, ei nu au acele exigențe pe care le posedă unii. Deci se primește până la urmă că produsele noastre nu corespund nici măcar cerințelor noastre? Cam așa. Și pe de altă parte, trebuie să înțelegem că noi avem instituții care conform funcțiilor pe care le dețin, trebuie să vină cu unele controle sau să examineze foarte bine anume care e calitatea acestor produse, dacă ele corespund unor standarde. În Republica Moldova noi avem situații care arată foarte clar. Știm toți ce se întâmplă pe străzile din municipiul Chișinău. Lucrurile astea arată că există probleme grave. Dar în același timp, după intrarea în vigoare a acordului, apar niște condiții ideale, anume pentru a schimba puțin situația. Trebuie să înțelegem că consumatorul are niște drepturi
Și atunci, chiar când vin unele produse de import, lucrul ăsta îl avantajează. El are o alegere. El poate să o facă. În al doilea rând, apare concurența. Măria sa concurența, care face lucruri extraordinare. Și în cazul dat, eu cred că chiar acești agenții economici, acești fermieri, vor da dovadă de mai multă flexibilitate. Și luând în considerație anume toate oportunitățile care apar, care există acum la moment, luând în considerație asta, dar și valorificând, am putea să, în câțiva ani, am putea să avem un contingent foarte puternic. Experiența altor țări arată că este greu să faci față concurenței produselor. Eu aș vrea să sistematizez un pic ideile spuse până acum despre import. Deci noi avem câteva probleme. În primul rând, noi importăm multe legume în afara, deci pe anual. Și asta e din cauza, în mare parte, că avem doar o producție sezonieră. Respectiv, într-un anumit sezon de vară sau primăvară avem o anumită producție care o putem respectiv comercializa. Și din cauza asta avem niște importuri masive. Un al doilea factor este că nu avem infrastructură și capacități de păstrare a produselor. Respectiv, în lipsa acestora, iarăși suntem nevoiți să facem import de produse străine. În al treilea rând, nu avem, deci producătorii noștri se asociază foarte slab, nu există practică asociații și grupuri de producători și aceasta încă mai mult le slăbește puterea lor de penetrare a piețelor, în special a magazinelor din Republica Moldova, ceea ce înseamnă că iarăși importul crește. Respectiv, cum spunea și domnul Chivriga, implementarea acordului de asociere și acordului de liber schimb face să îndreptăm cum ar fi aceste lacune, plus să devenim mai competitivi la preț, ținând cont de costurile de producere existente în Moldova actualmente. Domnule Ilie, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că cred că sunt condiții suficiente în Republica Moldova pentru a produce cartofi. Nu știu ce condiții speciale trebuie pentru păstrare, dar presupun că nu sunt atât de drastice ca pentru, spre exemplu, roșii sau castraveți. De ce totuși se importă atât de mult cartofii? O să ajungem și la cartofi. Eu vreau să vă spun, eu nu sunt clar văzător, dar am fermă convingere că tot mai mult și mai mult piața internă va fi ocupată de produsele autohtone. Și vă demonstrez, la cartofi, la varză, la varză de bejin, care noi n-am produs niciodată, ceapă, sfeclă, produse care se mai pot păstra odată cu creșterea capacităților de păstrare, ele cresc, dar prea încet. Deci, practic, piața autohtonă se acoperă mai mult sau mai puțin din producția locală. Referitor la cartofi, noi suntem o țară care facem un comerț deja practic liber. Noi importăm cartofi, dar noi și exportăm cartofi. Cu părere de rău, uneori încă cam clandestin, dar foarte mult cartofi se exportă din Republica Moldova. De ce se exportă dacă există cererea internă atunci? Păi, cererea internă trebuie să dai cu țiră, așa, cu telecuță. Cererea externă vine și se încarcă zeci, sute de tone. Dar unde se exportă? În ce țări se exportă? Majoritatea în Rusia, Ucraina, Belarus, Kazahstan, majoritatea. Câteodată cartoful timpuriu se mai duce în țările baltice, în Belarus. Și de aceea, practic, la cartofi este așa, un vine, intră, iese cartof. Asta vă spun cu toată responsabilitatea. La preț, deci, cartoful de import poate să coste cu 2-3 lei mai scump decât, sau chiar și cu 10 lei decât cartoful, dacă, mai ales dacă vine ambalat sau cartoful de intern, dar uneori poate nu este așa curat, nu este așa piruit, spalat sau... Dar facem față la aceste lucruri. Vă spun sincer că facem față și pare mie că dacă să vorbim de istorie de succes, care cred că în domeniul cartofului anumic s-a făcut o istorie de succes la producerea, începând de la aceea că este imposibil, că nu avem, s-a ajuns până că vă spun că în cazul de față nu numai că ne autoprovizionăm, dar chiar și exportăm. Da, și importăm, este piața liberă. Dacă cineva vrea să importe, de atunci el face concurență
producătorul local. Vine producătorul local și îi dă cu 5 lei. Ăsta care importă și plătește toate taxele și îl costă 6 sau 6 jumătate, trebuie să vândă cu 7. Și atunci se regulează foarte bine. Foarte. Dar la Chivriga, cartof totuși... mai depinde, scuze că intervin, mai depinde și piața regională. În cazul în care este corect. O supraproducție la nivel regional, atunci respectiv și Moldova are posibilitatea sau nu are posibilitatea să exporte. Pe când este criza de producere, de obicei avem și un export și respectiv o valoare adăugată la asta. Totuși, este un paradox atunci de ce avem atât de mult cartofi importat, dacă putem satisface în mare parte cererea consumatorului moldovean. Și eu nu cred că trebuie să vorbim mai de cartofi. Da. Dar nu vorbim aici doar despre cartofi, dar, vorbim și despre alte legume care sunt cultivate în bine, Republica Moldova. Bine, sunt dar... la produsele animaliere. Același lapte, deci brânzeturi, cașcavaluri, unele fructe care vin așa, deci foarte ușor în Republica Moldova, dar care sunt produse aici. Eu cred că soluția e cu mult mai simplă. În primul rând trebuie să producem producții cu costuri de producere mai mici, asta e una, să atragem o atenție foarte mare calității produselor și să ne învățăm să vindem. Credeți că costurile producătorilor noștri sunt mai mari decât sunt foarte ale mari. Celor? Trebuie să ținem cont că dacă vorbim de inputuri, de tot ce e necesar pentru producere, mai că tot noi importăm. Noi nu producem aici pe loc. Doi, bine, în sectorul de producere se atrage o atenție foarte mare, anume cheltuielilor. Dar totuși salariile în Republica Moldova sunt mai mici, combustibilii sunt mai ieftini, forța de muncă este mai ieftină. Dar fi vorba numai de combustibil. Noi am făcut o analiză, vreau să vă spun, la creșterea producției de carne de porc în Moldova și în România. O analiză comparativă ca să vedem unde se cheltuie mai mult și care sunt costurile de producție și vreau să vă zic că în Moldova, urmarea analizei, costurile de producție în Moldova sunt cu mult mai mari decât în România, și anume la capitolul ce ține de energie și forță de muncă. La ceea ce respectiv în România pentru o fermă, la o fermă de porci lucrează cu mult mai puțini oameni decât în Republica Moldova, de aceea același număr de porci, da. Și dat fiind faptul că tehnologiile sunt cu mult mai performante, la fel se consumă mai puțină energie. Și atât reieșind în aceste costuri mai puține, acei fermieri din România pot avea un profit mai mare, spre deosebire de cei din Moldova. În afară de aceasta, deci atunci când vorbim de costuri de producere, trebuie să vorbim anume și de producții, de randamente. Și aici, în Republica Moldova, randamentele și producțiile sunt mai mici decât în statele din regiune. Lucrul ăsta contribuie, deci o astfel de stare, anume la costurile acestor produse pe care le comercializează ori producătorii, ori exportatorii. De fapt, o soluție miraculoasă anume pentru cei care produc bunuri în agricultură este să atragă o mai mare atenție, în primul rând, creșterii randamentelor, fie în sectorul vegetal, fie în sectorul animalier. Și pe lângă asta, deci calitatea trebuie să fie una, foarte înaltă. Și trei, oamenii trebuie să învețe să vândă. Trebuie să învețe să profite anume de posibilitatea care este oferită, bine, prin actele la care a aderat Republica Moldova sau care le-a semnat, pe piețele externe. Că aici apar niște avantaje, niște beneficii, chiar că miraculoase, pe care noi nu le vedem acum. În primul rând, un transfer foarte puternic de experiență. Și aici se vorbea de cartofi. Moldovenii încep de acum să producă unele produse utilizând tehnologii avansate care sunt preluate din exterior. În afară de asta, deci de tehnologii, au loc niște investiții. Sunt făcute, deci, într-un mod mai masiv sau mai puțin, dar ele influențează foarte mult, anume creșterea eficienței activității economice a fiecărui agricultor. Și trei, experiența. Cei care intră pe o piață învață lucruri bune și are loc și un transfer de, pe lângă transferul de experiență și un transfer de expertiză,
tehnologiile vin și apare și interes față de, de Republica Moldova. Că noi până acum am vorbit că Republica Moldova, bine, e o țară micuță, dar prezintă interes pentru mulți. Și aici sunt unele, unele semne de întrebare. Republica Moldova e o țară cu investiții străine directe destul de mici comparative cu cele care sunt în regiune. Și aici, iar din nou, ajung la acele responsabilități care le aduce acordul de asociere. Reforme, reforme în diferite domenii și, în primul rând, climatul de afaceri, care trebuie să fie cu totul altul decât în, decât în, în prezent. Dar, totuși, revenim și la suportul statului în, pentru producătorul autohton. Dacă facem o comparație cu suportul care este oferit în țările europene, spre exemplu, și în agricultură, îndeosebi, pentru că este o ramură strategică pentru Republica Moldova. Eu am unele observații, dacă se poate, la unii producători, de exemplu, Olanda, Germania, deci și am unele calcul și amele, la unele produse, beneficiile la noi, la produse, sunt mult mai mari decât beneficiile care le ocup, le obțin uneori unii, chiar fermieri și olandezi. Deci lucrează el, piciorul, poate mai are un angajat, dar poate și n-are, să asociază cu vecinul, lucrează 60-120 de hectare, toată ziua, toate. Deci de investiții, da, statul dă investiții mari, dar și beneficiile care el le obține, trebuie să întoarcă credite, costurile producției. Ei spun, știți ce spune? Ei spun, când este criză, atunci e bine, că atunci profită de ceva, că în anul e bun și e productiv și este foarte greu, nu se vinde, nu merge, deci eu am fost martor multe ori când luați producția, luați-o de la noi, din depozit vă dăm gratis, la ceapă sau la morcov, nu mă scoteți-ne, eliberați-ne depozitul. Marfă bună, foarte bună, calitativă. La noi mai sunt când chiar și la același cartof și la multe alte produse, dacă se lucrează bine, se pot obține beneficii destul de bune, destul chiar de... Numai că ele trebuie dirijate și investite, nu într-o casă mare și frumoasă, nu în nunți, nu în jeepuri, dar trebuie investite în producere ca să putem face față, mai departe, să mergem. Dar suportul statului, ar trebui să fie mai mare, mult mai mare ar trebui să fie, statul ar trebui să fie mai atent, mai bun cu producătorii și mai precaut, adică să se investească acolo unde trebuie să se investească, să se controleze, dar să, suportul trebuie să fie mult mai mare. Totuși, ați menționat despre faptul că producătorii autohtoni sunt într-o goană după profit maximal. Înseamnă asta încălcarea standardelor și normelor fitosanitare, spre exemplu? Asta e, eu cred că e o legitate pentru fiecare producător, pentru fiecare agent economic. Ei nu oferă niște servicii de filantropie. Sunt agenți economici care urmăresc profitul și este ceva normal. Dar, de fapt, dacă vorbim anume de ajutoare, aici trebuie foarte, foarte atent să urmărești schimbările pe care să le propui. Și vă dau un exemplu. În 2006-2007, deci am propus ca în regulamentul care a fost aprobat să fie introdus o direcție cum sunt serele, solarele, vă referiți la departe. Regulamentul pentru subvenții. Da, subvenționare. Și vedeți că acum, chiar din 2010-2011, au început să apară niște rezultate foarte bune. Practic, în fiecare localitate vezi o mulțime de sere. Oamenii încep să înțeleagă că o activitate, chiar pe o suprafață foarte mică, anumit teren agricol, dacă este bine organizată, atunci poate să aducă un profit nu numai familiei, dar poate să aducă niște bani suplimentari care pot fi investiți în alte activități. Și, de fapt, noi am început cu încetul soluționăm unele probleme ce țin anume de substituirea produselor de import. S-a vorbit pe timpul comuniștilor, a existat și o strategie, dar, de fapt, în perioada rece a anului, începe să apară producție proprie. Deși e foarte complicat, luând în considerație condițiile climaterice din Republica Moldova. Și aici producătorii sunt puși într-o situație puțin mai proastă decât cei care activează în Macedonia, de exemplu, de unde importăm unele produse agricole sau din Turcia și alte țări.
Pe de altă parte, dacă vorbim anume de ajutoarele care sunt oferite agricultorilor, eu cred că aici trebuie să existe, într-adevăr, un mecanism foarte bun. Da, au început să apară lucruri foarte bune în țară, apropo o instituție care este specializată în, anume, în repartizarea subvențiilor, deși e codașă pe altă direcție, se numește și agenție de intervenții. Și aici măsurile de intervenție nu sunt aplicate în țară. Și din cauza asta avem și probleme foarte mari, mai ales agricultorii când, în anii când există surplusuri sau stocuri mari de produse și în anii când avem niște prețuri exagerate din cauza că nu există unele produse pe o perioadă destul de mică. Că cum n-ar fi, noi acum suntem într-un timp în care presupune un comerț foarte intens. E era globalizării. Nu ajunge ceva la tine pe piață. În decurs de câteva zile, aceste produse apar din import. Da, despre intervenție vorbim neapărat, domnul Rup, după o scurtă pauză. Doamnelor și domnilor, am revenit, sunteți pe NBC și urmăriți talk show-ul Interes Direct. Vorbeam despre intervenție și dacă trebuie aplicată intervenția pe piață. Bun, mai întâi ca un reprezentant al Ministerului aș dori să vorbesc de subvenționarea în agricultură. Și dacă la capitolul producției agricole noi mai suntem cumva competitivi cu producătorii din Uniunea Europeană, la subvențiile agricole noi suntem net inferiori. Din păcate, și regretabil este faptul că s-a încercat până acum chiar de alte instituții să se diminueze și mai tare capacitatea asta. Dar vreau să zic că subvențiile în agricultură joacă un rol fundamental pentru dezvoltarea sectorului. În primul rând, la noi, ținând cont de faptul că noi solicităm un anumit proiect de investiții pentru a acorda aceste subvenții, stimulează producătorii agricoli de a adopta și a procura noi tehnologii, de a-și eficientiza afacerea. Doi, într-adevăr, această susținere duce la o creștere a competitivității produselor pe piața locală și pe piața externă. Însă lucrurile vor deveni mai bune odată cu implementarea acordului de liber schimb, dat fiind faptul că noi am negociat alături de prevederile condițiile tarifare și condițiile de siguranță și un anumit suport din partea acestora. Vor crește subvențiile destinate agricultorilor? Accesul la finanțe externe și la asistență externă. Subvențiile vor crește, ele cresc fiecare an în comparație cu ceea ce am avut în trecut. Pentru că în edițiile anterioare s-a vorbit și despre asistența externă și producătorii s-au plâns de faptul că nu sunt atât de accesibile, adică sunt rigori. Corect. Destul de mari pe care nu reușesc să le respecte în termen rezonabil. Deci până sunt oferiți banii... Există un handicap, dacă vorbim de subvenții, anume diversitatea direcțiilor este una mai mică în Republica Moldova, în afară de volumul fondului de subvenționare. În afară de asta, deci nu există o condiționare sau utilizarea subvențiilor care sunt achitate anume pentru o unitate de suprafață, o condiționare ca randamentele să fie mai mari. Deci eu îmi dau seama că din cauza lipsei resurselor financiare, lucrul ăsta nu este făcut. Dar de fapt, prin utilizarea subvențiilor pot fi urmărite și realizate lucruri foarte mari. Și atunci când vorbim de competitivitate, în mod cert apare problema. De ce fermierul din România, nu mai vorbim din țările mai nordice din Uniunea Europeană, au posibilitatea de a accesa subvenții destul de mari, pot utiliza anume acei bani care sunt distribuiți prin diferite fonduri pentru activități cu mult mai largi și mai eficiente decât în Republica Moldova, dar în Republica Moldova există un număr destul de mic, anume direcții. Și
Probabil că și aici experiența deja, experiența vestică. Numărul de direcție este mic pentru că și bugetul subvențiilor este destul de mic comparativ chiar cu țara vecină. Nu poți subvenționa totul neavând bani. Exact. Vreau să vorbim și despre prețuri. Cum va influența liberalizarea importurilor? Concurența, am vorbit, competitivitatea, dar și prețul la produse. Prețurile trebuie să scadă. Altfel nu avem... Sunt unei estimări, deci anume, care arată foarte clar că prețurile vor fi unele mai mici. În același timp, va exista un diapazon cu mult mai mare, anume pentru schimbarea lor, în funcție anume de situație în țară. Și aici să înțelegem că o să apară o competiție sănătoasă în țară. Nu ai produse calitative, și nu ai produse pe care le vinzi la niște prețuri juste, prețuri bune, care să oferă posibilitatea ca să comercializezi bunurile din stoc sau din producția pe care o ai, atunci ai plecat de pe piață. Și în cazul dat, aici vreau să atenționez asupra unui lucru care cam scapă atunci când se discută despre acordul de asociere, despre acordul de liber schimb. Concurența e un domeniu în care, într-adevăr, o să fie făcute schimbări în țară. Aici avem o situație de așa natură. Avem instituții care și-au schimbat denumirea. Au fost aprobate două legi care sunt euroconforme, dar care nu sunt aplicate și nu funcționează. A fost preluat un cadru normativ secundar din țara vecină, care nu prea funcționează nici el. Și suntem într-o situație când nu se fac investigații, când nu se face o elementară ordine pe diferite piețe din țară. După intrarea în vigoare, sau chiar din Credeți ziua de azi... lucrurile se vor schimba? Lucrurile se vor schimba în mod sigur. Deoarece cei care stau cu ochii pe Moldova, îi cer schimbări. Și dacă ajungem iar din nou la investitorii străini, la cei care vor să investească în țară, neavând o concurență pe piața din piața internă, atunci șansele venirilor vor fi cu mult mai mici. Dar în condițiile în care subvențiile sunt mult mai mici cu cele ale concurenților, cum vor reuși producătorii autohtoni să supraviețuiască? Ele au fost și sunt cu mult mai mici decât sunt în alte părți și respectiv asta nu creează cumva o barieră în a exporta și promova produsele, dat fiind faptul că principalele importuri de fapt în Moldova veneau din Ucraina și alte țări CSI, inclusiv Turcia. Deci în Uniunea Europeană avem posibilitatea de a avea o nișă în care să putem să nimerim cum ar fi cu produsele noastre de calitate și deosebite. Creșterea subvențiilor agricole ar fi un ajutor enorm pentru a crește în primul nivel de trai în regiunile rurale, în a dezvolta afacerile în sectorul agricol și a deveni mai eficienți din punct de vedere economic. Da, ați menționat și de producătorii din Turcia, pentru că vom avea un acord de liberalizare a pieței și cu Turcia și știm că produsele agricole turcești sunt la mare căutare nu doar în Republica Moldova, dar sunt și pe piața europeană deja de mulți ani. Turcia deja e prima țară în topul țărilor care exportă produse agroalimentare în Republica Moldova. Și nu numai. Și aici eu cred că e un exemplu chiar bun. Va exista o invazie a produselor turcești în Republica Moldova? Ele ocupă o cotă destul de mare în țară. Dar aici iar din nou putem să revenim anume la punctul acela inițial. Sunt importuri masive care sunt realizate în țară în perioada când noi nu avem producție aici pe loc. Și aici, dacă s-a vorbit anume de taxele vamale, până acum au existat taxe vamale anume cu efect sezonier. Deci, în unei perioade, de exemplu, primăvară, toamnă, deci anume taxele aveau o valoare, iar după aceea, acum... Dar dacă vorbim totuși, dacă ați pomenit de legume și fructe sezoniere, spre exemplu, acum sunt o mulțime de fructe sezoniere importate.
cum ar fi piersicii, spre exemplu, merele. Dar nu numai piersicii, se importă foarte multe produse. E rău sau nu, sau e bine, deci trebuie să ia o decizie, deci anume consumatorul și nu noi. În primul rând, dacă un produs este importat aici în țară și își găsește consumatorul său, înseamnă că deja e bine. Și trebuie să înțelegem că fiecare consumator, el are dreptul la o alegere. Și atunci când există un asortiment, e o situație de acum cu mult mai fericită decât situațiile pe care le-am avut în țară, că nu existau produse, unei produse de fel în centrele comerciale. Păi, cumpărătorul își dorește produse autohtone, dar nu totdeauna ele sunt bine, la dispoziție. Ne întoarcem la piersici. Dacă piersicii apar în Turcia, în Cipru, apar cu o lună de zile mai înainte ca în Republica Moldova, ce să noi mâncăm, să așteptăm pe scocai noștri? Suntem o piață cât de cât liberă. Eu nu am mari temeri că vor crește, vor scădea prețurile. Cam ceea ce trebuie de importat, de să vină în Republica Moldova, cam este deja ocupat. Va fi o fluctuație. Dar va însemna oare asta că producătorii noștri vor trebui să-și revizuiască prețurile în scădere? Poate asta va însemna și profituri mai mici pentru a face față concurenței? Producătorii noștri vor trebui să revizuie tehnologiile de cultivare, standardele și vor face față la multe, multe lucruri. Eu sunt încrezut 100%. Noi, da, investițiile sunt mai mici în Republica Moldova, dar uneori ar putea fi și costurile de producere mai mici, dacă nu ne referim la creșterea purceilor și alte bovinilor și așa mai departe. Noi avem soluri mai bogate, deci nu trebuie să introducem sute de tone de îngrășăminte, sute de kilograme de îngrășăminte sau dacă luăm pe toată suprafața. Deci încă Dimitri Cantemir zicea că de ce țăranul moldovan parcă este puțin mai leneș, că tot crește aici, s-au aruncat o sămânță și crește. Pe când în Germania, în Franța, la nord, e nisip, e sărac, trebuie să întruci îngrășăminte, trebuie să ai grijă, trebuie să faci investiții mai mari. Eu sunt crezut că o să fie tot bine, da, o să fie unele costuri, sunt unele riscuri, sunt unele temeri, dar așa e viața. Sunt sub risc să dispară careva ramuri agricole în Republica Moldova? Este ceva firesc să plece anume din activitatea economică mai mulți agenți economici. Unele ramuri, eu cred că e ceva din domeniul paradoxului. Dar așa e tot timpul într-o economie care poate fi considerată de piață sau care e în drum spre economie de piață. Sunt unele reguli de care trebuie să țină cont agenții economici. Și cei care nu sunt competitivi, ei pierd. Ei sunt puși în situația anume de a pleca de pe piață. În cazul dacă nu sunt competitivi. Și aici, eu cred că în perioada imediat următoare, da, se va atrage o atenție foarte mare. Există deja o agendă sau o foaie de parcurs pentru creșterea competitivității. E bine, dar eu cred că aici, într-adevăr, oamenii, agenții economici, trebuie să fie tot timpul în vizorul instituțiilor de stat, în vizorul asociațiilor de producere, deoarece o să aibă nevoie și de un suport foarte clar în unele situații. Privitor la ce se va întâmpla pe termen scurt, eu cred că acum se discută foarte mult. Dar, de fapt, toate lucrurile se vor schimba destul de cu ritmuri foarte rapide și nu va mai exista spațiu pentru interpretare sau pentru apariția unor situații în care vom spune că, uite, Republica Moldova a pierdut. E o perioadă în care țara o să se dezvolte și se va dezvolta destul de rapid. În aceste condiții, pentru că mai avem puțin timp până la final, ce ar trebui să preia producătorii noștri din experiența europeană? Ce ar trebui să învățăm de la ei atunci? Cunoștințe, tehnologii noi și abilități de a promova și a comercializa produsul. Astea trei, cred că sunt principalele lecții care trebuie să le luăm de la producătorii europeni, plus condițiile de calitate și siguranță a produsului. Eu cred. Abordare corectă a problemelor, organizare, disciplină și vom fi și mai buni.
Ce nu se face atunci corect? La ce nu suntem buni atunci ca să îndreptăm lucrurile? Suntem buni și acum, dar intrăm într-un, să zicem așa, într-o horă nouă, într-un joc nou, unde va trebui să jucăm după reguli, dar ca să fim observați în acest joc, trebuie să jucăm chiar și mai bine, ca să punem ochiul și pe cel care au posibilități atunci producătorii noștri să aibă acele tehnologii pe care le au? Unii le au, dar răspunsul, există un răspuns așa mai scurt, unul mai laconic. Într-un timp foarte scurt, producătorii moldoveni trebuie să devină producători europeni. Corect. Și aici sunt unele aturi pe care le au ei. Există unele posibilități, există o experiență care poate fi preluată. Avem state care au făcut schimbări enorme într-un timp foarte scurt, cum este Polonia, cum sunt alte state din care au aderat la Uniunea Europeană mai recent. Și trebuie să învățăm. Trebuie să învățăm, deoarece prin transferul anume de experiență care va veni în țară, într-adevăr putem face lucruri foarte mari. Vreau să vă întreb pe final impactul pe termen scurt și pe termen lung, ca o concluzie, acordului de liber schimb. Impactul pe termen scurt va fi importul de ciocolată, creșterea importului de ciocolată elvețiană și bere germană, așa ca, ca să fie un final fericit. Dar și impactul un final pe mai termen... realist atunci. Nu, asta e, nu mergem doar pe scenarii fericite. Asta este un scenariu foarte realist, vreau să vă zic, și impactul pe termen lung este că producătorul agricol va avea resursele financiare necesare, abilitățile necesare și tehnologiile necesare să fie eficient și să fie competitiv în piața Uniunii Europene și nu numai. Domnul Iliev, care este impactul pe care îl așteptați pentru producătorii asociațiilor pe care le reprezentați? Eu cred că nu se va schimba nimic grav pe termenul, pe impactul pe termen scurt. Vom învăța mai multe, în schimb, pe termen mai lung, dacă ne întâlnim peste 5, peste 6 ani, eu sunt sigur că țara, producătorii, unele ramuri vor fi de nerecunoscut sau vor fi mult, mult, mult mai bine. Nu am temeri de bere germană, că o să-mi spună ăștia, dice că berea produsă locală e mai gustoasă și e mai bună decât ceea care vine. Nu am temeri de import. Cum s-au importat bananele în Republica Moldova? Așa și să-l importe, că nu le avem noi. Nu am temeri la cartofla. Nu avem roșii în luna martie, aprilie, februarie. O să le importăm și este normal. Și o să ne învățăm să producem în seriile care deja avem foarte multe și o să avem și mai multe. O să ne învățăm să producem, o să ne învățăm să asociem și o să exportăm chiar roșiile noastre, cum exportăm și alte produse. Da, domnul Chibriga, vă rog. Punderea exporturilor și a importurilor cu destinație și cu origine europeană vor fi mai mari. E un lucru care e vizibil acum. Deja, doi, prețurile la produsele agroalimentare vor scădea. Trei, va fi curmat exodul cel exagerat la populație din mediul rural. Pe termen lung, eu văd o altă agricultură, complet diferită de cea pe care o avem noi azi. Și lucrul ăsta se va produce într-o perioadă nu prea lungă. De fapt, cei ce nu au făcut până acum, se va face cu ritmuri cu mult mai rapide. Și dacă oamenii au așteptat schimbări, schimbările vor veni mai rapid. Suntem în speranță și în așteptarea acestor schimbări imediat și pe termen scurt și pe termen lung. Vă mulțumesc mult pentru prezență, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Pentru a revedea această ediție, dar și cele anterioare, intrați pe site-ul nostru oficial mbc.md, unde găsiți și toate știrile care vă interesează din business și economie. Noi ne revedem marți cu începere de la orele 20. Numai bine! We'll be right back.